Salutare, doamnelor și domnilor, dragi prieteni, astăzi discutăm despre un eveniment care omagează o personalitate marcantă a culturii române. Este vorba de Matei Vișniec. Invitatul meu de astăzi este unul dintre cei care participă la acest festival internațional dedicat lui Matei Vișniec. Este vorba de Rareș Stoica. Salut, mă bucur tare mult să reintrăm în dialog, chiar dacă de data aceasta o facem prin intermediul aplicației Zoom. Te salut, Claudiu, mulțumesc frumos pentru invitație și da, este o zi, cum să zic, importantă pentru noi toți, pentru că începem în sfârșit să omagiem proprii noștri scriitori, știi? Adică să vorbim despre ei mai mult. Matei Vișniec este un om absolut remarcabil. Eu personal am avut ocazia să colaborez cu el pe vremea când lucream la Radio France International. Tu ai făcut cu el un film, Dinți, nu? Marcel? Da. Nu, așa este. Este, din câte știu eu, primul și singurul film până acum care s-a făcut pe un text de Matei Vișniec. Cel puțin este singurul din acest festival. Toate celelalte producții pe care publicul spectator le poate vedea pe pagina de Facebook a Muzeului Național al Literaturii Române, sunt spectacole de teatru care au fost aduse din toată lumea și sunt prezentate în regim live datorită condițiilor în care ne aflăm. Deci nu prea avem ce face, da. Deci, practic, toți cei care doresc să urmărească acest festival o pot face pe Facebook, pe pagina Muzeului Național al Literaturii Române. Acolo, în fiecare zi, până în data de 27 martie, vor fi urcate diferite producții care îl omagează pe Matei Vișniec, în principal teatru, dar și filmul pe care l-ați realizat voi împreună. Aș vrea să te întreb cum s-a născut ideea acestui festival. E o idee foarte bună, vreau să spun din start, însă mi se pare neobișnuit ca oamenii de cultură din România să vină cu asemenea idei bune într-un asemenea context, pentru că pe noi, din păcate, încă ne mai caracterizează ideologia hai să moară și capra vecinului. De data asta nu omorâm capra vecinului, ci omagem un om care chiar merită să fie omagiat. Permite-mi să intervin și să spun că acest festival cumva era necesar. Adică Asociația Persona cumva este partener a acestui festival, organizat de altfel de Muzeul Național al Literaturii Române. Ideea este până la urmă provine, să spun așa, din partea domnului director, care a încercat sau încearcă să inițieze un proiect care să aducă în atenția publicului, pe rând, probabil, diferite personalități ale culturii și ale vieții noastre culturale românești, care cumva în condițiile de față se cam duce de râpă, dacă mi se permite a spune așa. Vedem din ce în ce mai multe teatre, de fapt toate în momentul de față sunt închise, evenimente din ce în ce mai puține, artiștii care, din păcate, încep să ajungă din ce în ce mai mult la limita subsistenței. Se întâmplă, din păcate, niște lucruri care nu ne-am fi imaginat vreodată că ele pot fi posibile. Și atunci, cred că prin intermediul aplicațiilor online sau social media-ului, cred că putem să ne apropiem din nou mai mult fiecare cu acțiunile noastre și cu evenimentele noastre de public, în așa natură încât să ținem cât de cât vie, mă rog, cultura în țara noastră și acumularea de noi și noi cunoștințe. Nu știu, e o situație dificilă. Dar această situație dificilă nu ascunde în ea și o oportunitate, adică într-o sală de operă, să luăm Opera Națională Română din Cluj, în ea intră mai puțin de 1000 de persoane, pe când un spectacol foarte bun poate să fie văzut online de mii și mii de persoane. Sigur că o înregistrare postată online nu este același lucru ca și senzația de a te afla la operă, însă concertele, când se va termina această pandemie, care sunt susținute în acest spațiu foarte frumos al Clădirii Operei Naționale Române din Cluj, pot să fie dublate și de transmisiuni live. Poate învățăm ceva bun din această pandemie. Tu ce părere ai? Așa este. Doar că este, din punctul meu de vedere, o mică problemă aici. Pentru că instituțiile
sau sălile de spectacol sau de cinematograf în cazul, și în cazul meu, sunt menite să adune oameni la un loc, sunt menite să ajute ca interacțiunea dintre oameni să fie mai mult decât una, cum să zic, imparțială, la distanță, online. Noi, după cum bine știm, probabil că doar 30% din informații transmitem pe cale orală, prin cuvinte. Restul de 70% ține de corp, de postura noastră, de felul nostru în care comunicăm cu mâinile, cu ochii, cu felul în care zâmbim, mirosul care le mânăm. Toate lucrurile astea fac ca interacțiunea dintre oameni să fie mult mai eficientă și mult mai senzația de apropiere să fie evident, mult mai clar într-un astfel de context în care te duci cu prietenii la un spectacol, te duci cu prietenii la un film, te duci cu prietenii pe urmă, după spectacol, la o bere sau știu eu unde, și îți permiți acolo să comentezi ceea ce ai văzut. Ți-a plăcut, ți-a plăcut, să se nască idei, să știu eu. Pe când online există o areșcare individualitate, și anume faptul că nu, suntem cam singuri sau cu soția sau cu cei foarte apropiați nouă în fața ecranului, fie că e de televizor, fie că e de laptop sau telefon mobil, după care se încheie această transmisiune și gata. Trecem la următoarea? De aici sunt foarte, foarte multe lucruri de discutat, pentru că, într-adevăr, experiența trăită într-o sală de concerte sau în aer liber, pentru că am avut și spectacole de operă în aer liber, sau filme care sunt proiectate într-un cinematograf sau, din nou, în aer liber, pentru că, vedem, sunt festivaluri care aduc proiecții de film în spații mai puțin convenționale, reprezintă ceva cu totul și cu totul deosebit, în primul rând pentru că suntem în apropierea altor ființe umane. Dar, mă rog, există și un revers al medaliei. Sunt foarte mulți români care au plecat în străinătate, care în această perioadă de până la declanșarea pandemiei nu mai aveau acces la produse culturale de bună calitate. Și aici mă refer și la căpșunari, dar și la cei care au plecat pentru a studia în universități precum Stanford sau Yale sau Cambridge sau Sorbona. Iată că acum această pandemie ne forțează un pic limitele și ne obligă să gândim într-un scenariu hibrid. Aici s-ar putea să fie un mare câștig. Eu pledez pentru această teorie. Adică dacă tot am învățat să folosim niște instrumente online, ar fi păcat să le abandonăm atunci când ne vom putea întoarce în sălile de spectacol. Dacă un spectacol bun de operă poate să strângă 900 și ceva de oameni în sala Operei Române, poate ar fi bine să transmitem acel spectacol și online ca să se bucure împreună cu ei alți 5.000 de oameni care nu au posibilitatea să vină în Cluj. Aici cred că este echilibrul fin pe care ar trebui să-l găsim. Mijloacele de transmitere a emoțiilor, mijloacele de expresie artistică, cred că sunt un pic diferite în cazul teatrului, operei sau a părții filmate a lucrurilor, televiziune, cinematografie. Cu siguranță că odată cu trecerea timpului și beneficiind de această nouă direcție tehnologică, toți cei care fac spectacole, toți cei care fac spectacole de operă, de teatru sau orice alt eveniment care aparține de scenă, eu cred că vor fi obligați să învețe ca aceste înregistrări, care până acum sunt doar o bandă martor, să o numesc așa, a unei premiere sau a unui spectacol, să se adapteze situației și să gândească, să învețe să utilizeze uneltele care se folosesc în televiziune sau în cinematografie. Și atunci, da, ceea ce spui tu s-ar putea să fie valabil și chiar să poată să ducă mai departe emoția de pe scenă prin intermediul ecranului. Altfel, ecranul este o chestie plată, este o chestie... O barieră, da, așa da, este. E o barieră. Trebuie să folosești anumite unelte sau anumite tehnici ca emoția pe care o vedem pe scenă, stând pe scaunul dintr-o sală de spectacol,
să treacă dincolo de această barieră. Și pentru asta sunt, da, sunt niște tehnici. Eu am făcut cumva această trecere, după cum bine știi, am plecat din teatru și am făcut o ușor tranziția spre film, tocmai ăsta fiind unul dintre motivele care m-a atras. Gândește că e o diferență majoră atunci când un regizor de teatru aranjează, face aranjamentul scenic sau jocul actorilor, modelează după ce dorește. Dar publicul care stă în sală nu este obligat să se uite într-un singur punct. Nu este, el poate să-și plimbe privirea prin, pe toată scena, în adâncimea ei, în dreapta, în stânga, sus, jos. Se simtă poate mirosuri, nu? Da. Exact. Se poate uita oriunde. Pe când un film, pe când un material filmat, un material care este fie televizat, fie proiectat pe un ecran de cinematograf, are mult mai evidentă, încrustată semnătura regizorului. Pentru că regizorul de film sau emisiuni televizate focusează mult mai eficient privirea publicului spectator spre ceea ce el dorește să vadă. Și experiența imediată devine o experiență mediată, apropo de media și mai manipulatoare. Nu, de asta trăim cu senzația că, virgulă, cu televizorul s-a mințit poporul. Așa, deci, așa este. Da, deci e mult mai manipulativă o experiență filmică sau a unui... Gândește-te că în timp ce dai un spectacol live de pe scena teatrului, oricare teatru, în afara camerei se pot întâmpla 1000 de chestii care s-ar putea să fie relevante pentru spectacolul în sine și pentru felul în care regizorul a încercat să-și transmită mesajul. Pot dacă să vină inclusiv extremiști de dreapta care să protesteze dacă într-un spectacol de operă sau într-un spectacol muzical sunt incluse și sonorități care amintesc de Coran. Am văzut acest lucru la Cluj. Da, și atunci, un pic de sare și de piper în ceea ce înseamnă exprimare artistică. Și atunci trebuie un pic o adaptare. Știi? Iar, cum se făceau la un moment dat în TVR, dacă ții minte, teatru radiofonic și se făceau adaptările pentru teatru radiofonic sau, pe de altă parte, teatru TV. Nu era chiar ca spectacolul înregistrat pe scenă. Interveneau niște mici modificări. Camera devine ea însăși personaj. Deci trebuie folosită ca și... Trebuie să-ți transmită prin felul ei, sau mă rog, felul regizorului care conduce respectiva cameră. Acel ochi. Noi vedem un film sau o emisiune prin ochii regizorului, nu prin ochii. Camera văzută ca al treilea ochi sau în cazul nostru, că uite, amândoi purtăm ochelari, ca al cincelea ochi. Corect, așa e. dincolo de glumă, aș vrea să te întreb, legat de Matei Vișniec, cum anume s-a născut ideea acestui film pe care l-ai realizat împreună cu el, Dinți? Hai să o iau așa. Textul filmului Dinții a ajuns la mine prin niște prieteni foarte apropiați mie, cu care ulterior am și făcut filmul până la sfârșit. Și aici mă refer la actorii principali ai acestei producție, Radu Văduva, Andrei Zagorodni și Cătălin Codreanu. Primii doi, sunt cu o generație mai mică decât mine. Eu am terminat facultatea de teatru și film aici la Cluj, secția actorie. Ei au terminat după ce am terminat eu. Dar Cătălin, probabil multă lume știe, mi-a fost coleg. Și atunci ei își doreau foarte tare să-i ajut să facă un spectacol. Făcuseră înainte tot de Vișniec angajare de clown. Și au spus, ok, hai să încercăm să facem și altceva, pentru că le-a plăcut foarte mult această direcție. Au trecut 10 ani de când au terminat facultatea și la întâlnirea de 10 ani, pentru că nemai stând în Cluj, au venit și au stat la mine, am ajuns la concluzia, no, bine, hai să facem. Și am zis, ok. Foarte tare. Da, hai să facem. Și ei mi-au propus, de fapt, să facem un spectacol de teatru pe baza piesei Dinții a lui Matei Vișneș. Am zis
Ok, putem să mergem în direcția asta, dar eu vă propun să mergem spre film. Eu de ceva vreme am shiftuit-o ușor spre partea asta de cinematografie, de film și așa mai departe. Ce ar fi să încercăm să-l facem film? Bineînțeles că au fost de acord și a început o lungă perioadă în care m-am împrietenit cu textul, să-i spun în primul și în primul rând. Am pus mâna pe el și am încercat să-l privesc, respectiv să-l citesc cu ochi de regizor de data asta, de regizor de film, nu cu ochii unui actor care urma să joace într-un spectacol sau cum pui mâna, care e personajul meu? Ăsta? Nu, hai să văd ce pot să fac. Nu, trebuie să vezi, să găsești un concept, să ai o viziune de ansamblu, să găsești acea viziune regizorală care se suprapune cel mai bine pe text. După ce mi-a făcut o idee generală, îi spun eu, am început repetițiile cu actorii care au avut loc atât online, cu toate că nu era pandemie încă pe atunci, dar și veneau la Cluj pentru o săptămână, două și încercam să ne dumirim care sunt sensurile pe care Matei Vișnec le are în textul lui, care sunt direcțiile pe care noi ne putem duce și putem să scoatem maxim posibil, care sunt înțelesurile, care este felul în care transmiți o informație, intonația și toate lucrurile astea contează. Trebuie să se adune într-un întreg. Și bineînțeles că toți cei trei actori și-au făcut treaba pe deplin. M-au ajutat și pe mine să concretizez lucrurile și direcțiile în cap și cred că împreună am reușit să construim cel puțin în timpul repetițiilor acestui. A fost După ca un soi care. de puzzle, pardon, ca un soi de Da. vitraliu, pentru că vorbim mai și de nuanță de lumină, nu Da, este doar un exact. simplu puzzle, e un vitraliu prin care lumina vine și îi ajută pe actor și pe regizor să-și concretizeze viziunea, nu? Așa este. Doar că după ceea ce spui tu s-a întâmplat, a urmat o perioadă de preproducție. Adică noi a trebuit să adunăm obiectele de care avem nevoie, să găsim locul unde se va filma, mă rog, toate chestiunile tehnice, să le punem pe oaltă, să construim echipa tehnică și tot ce e în spatele, tot ceea ce nu se vede, tot ceea ce ține de culisa filmului. N-ați avut niciunul dintre voi o baghetă magică să faceți hocus pocus și să rezolvați toate problemele. Și nici tată miliardar. Da, iată o alternativă bună la bagheta magică. Da, este cea mai bună. Și atunci am încercat o areșcare perioadă de timp să meciuim, să le punem pe toate deolaltă. Și până la urmă, în 16 decembrie 2016, am reușit să începem filmările și timp de 4 zile și 3 nopți să filmăm tot filmul. La minus 22 de grade, câteodată chiar și la minus 22-23 de grade, noapte. Am fost acolo, cu actorii, cu echipa tehnică am fost acolo și cred că ceea ce o să reiasă dincolo de imaginile filmului, de mesajele pe care le transmite, cred că o să reiasă o echipă foarte unită, care s-a încrâncenat, nu a înghețat, s-a încrâncenat să ducă acest proiect la bun sfârșit. Pe urmă, pe partea de postproducție, lucrurile erau mai simple, că stau aici pe scaun, în fața calculatorului și, mă rog, dar partea de producție, efectiv, a fost ca un cuțit de gheață înfipt în șirea spinării, La făcând să propriu, înghețe da. toate perifericele noastre. Da, Da. deja se nasc o mulțime de întrebări. Cum v-ați încărcat bateriile? La propriu. Pentru că la frigul ăla se descarcă și bateriile tuturor aparatelor, de la recordere de sunet la camere de filmat, foarte, foarte repede. Deci bănuiesc că a fost o imensă Pot provocare. să spun că a fost atâta de frig, că a înghețat cardul. Noi înregistrăm digital și sunt carduri de memorie, SD carduri. Deci nu-ți vine să crezi că când spun că a înghețat cardul, a dat erori, este prea frig.
a trebuit pur și simplu să cameramanul și DOP-ul a acestui film, un prieten foarte apropiat mie, Andrei Giurgiuman, și-a băgat camera în sân să se încălzească un pic, să putem să filmăm mai departe. Adică sunt niște situații pe care ni le-am asumat și singurul lucru care cred că a făcut ca lucrurile să meargă mai departe a fost dăruirea fiecăruia dintre noi și dorința de a termina ceea ce am început, de a nu lăsa lucrurile în aer, de a nu... Și știi, chiar de la un moment dat, când ajungi în punctul ăla în care e frig, dar nu mai contează. Deci tremur, dar nu contează, știi? Cel mai greu pentru mine din spatele camerei a fost, cred că, privitul la colegii mei, actori, care nu aveau dreptul să tremure. Eu puteam liniștit să tremur în spatele camerei, că nu mă vedea nimeni. Dar ei acolo trebuiau să fie calmi, trebuiau să se simtă în elementul lor, trebuiau să joace ceva, ceea ce am repetat atâta timp. Ok, și care îți dă fior până la urmă, nu? Da, și asta o să reiasă. Asta cred că sunt lucrurile care depășesc mesajele și imaginile filmului și tot ceea ce înseamnă el ca și, acum n-aș vrea să zic eu o operă de artă, dar ca să zic ca și produs cinematografic, ok? Dincolo de asta, cred că dincolo de asta e ceea ce pentru noi, cei care l-am făcut, rămâne, va rămâne. Pe lângă film, filmul va fi doar amintirea a ceea ce s-a întâmplat în spatele filmului, știi? Care a fost reacția lui Matei Vișniec? Sper că n-a fost o tăcere de gheață. Nu, din potrivă. Filmul a stat în postproducție aproape 2 ani pe urmă, iar la întâlnirile internaționale ale Teatrului Național din Cluj-Napoca din 2018 a avut o avantpremieră, unde am avut onoarea ca, pe lângă domnul Matei Vișniec, să fie în sală și foarte mulți din criticii de teatru din România. Iar Matei Vișniec a vorbit la sfârșitul filmului extraordinar de frumos, ne-a lăudat și ne-a mulțumit pentru cadoul pe care i l-am oferit. Așa ne spune dumnealui. Ba mai mult decât atât, ne-a spus la dispoziție, după ce a văzut acest film, toate piesele sale. O primire călduroasă pentru un film filmat la minus 20 de grade, la minus 22. Dacă vom vrea să mai facem oricare dintre piesele dânsului, să le transformăm, să le transpunem fie în teatru, fie pe film, avem toată îngăduința și libertatea sensului să o facem. Și se va mai întâmpla acest lucru? N-aș vrea să dezvălui în momentul de față acest lucru, pentru că chiar în această perioadă suntem în partea de postproducție cu următorul meu film care va ieși, se numește Straja. Am înțeles. Unde sunt alte surprize. Și atunci, hai să zicem că preferăm să le luăm pas cu pas și să nu ne hazardăm. Să ținem din clasici în viață. Da. Și să mergem pas cu pas înainte. E mai bine. Mulțumesc tare, tare mult pentru această poveste care este cu adevărat remarcabilă și cred că, iată, va stârni interes pentru cei care vor să descopere opera lui Matei Vișniec, pentru cei care vor să descopere filmul Dinții. Mulțumesc tare mult, dragă Rareș, pentru acest dialog care, iată, este și el mediat de platformele online. Ce ne-am fi făcut fără aceste platforme în această perioadă? Și îi îndemn pe toți cei care iubesc cultura română să își rezerve câteva clipe, cât de multe se poate, de delectare pe pagina de Facebook a Muzeului Național al Literaturii Române, pentru că până în data de 27 martie vor avea de văzut lucruri foarte, foarte interesante. Mersi tare mult! Eu vă mulțumesc!
Mersi încă o dată, vă mulțumesc și vouă, prieteni, ne vedem pe net!